Mergem mai departe și vrem astăzi să discutăm și despre ce se întâmplă în, stângani în stânganistului, în sudul țării. Da, nu ne-a ajuns nouă, în deplasare fiind, să vorbim despre această doamnă frumoasă, tânără, care încă nu are vârsta de a candida la președinție. Și NATO a decis să continuăm să mai vorbim, chiar dacă e vineri seara, chiar dacă e risc de indigestie. Uh -huh. Noi oricum o să spunem... Acest sunet va răsuna din gura noastră. Evgenia Guțul și a mai făcut săptămâna asta. Nu săptămâna încât... aceasta, vreau să reiterăm că foarte, foarte recent Evgenia Guțul cu toată mândria strângea mâna lui Vladimir Putin la Moscova în una dintre călătoriile acestei primăveri. După care se lăuda pe internet că va primi susținere, că a cerut ajutor, că iată în Moldova ei sunt asupriți, găgăuzii sunt discriminați și așa mai departe și iată că mâna Moscovei o ține ea în mână. A fost întrebată, a fost întrebată de redacția Nocta cât a cheltuit pe aceste călătorii și deși Legea prevede ca uh, un anumit termen în care autoritățile să răspundă la solicitările jurnaliștilor. Acest termen a fost încălcat, deci în 24 de zile. Hai, Andrei, deschide linkul. Uh, este Tu n-ai pus asta. Ba da, este, este. Nocta, nicăpeiche. Da. Uh, cei de la Nocta s-au interesat de la Evgenia Guțul. Cât a costat o călătorie la Moscova? Câți bani s-au dus din bugetul Găgăuziei pentru aceste uh, plecări? Răspunsul a venit peste 24 de zile, dar a fost foarte sumar. Mai exact, cei de la administrația Bașcaniei au spus că nu s-a cheltuit nici un leu din bugetul local pentru ca doamna Guțul să strângă mâna domnului Putin. Întrebarea este? este, înseamnă că domnului Putin i-a trebuit mai mult să strângă mâna doamnei Guțul decât doamnei Guțul, dacă nu s-au cheltuit bani din bugetul local? Asta înseamnă că cineva a trebuit să plătească pentru această călătorie. Cine, prieteni? Cine este magicianul care a contribuit? ca doamna Gulțul să plece la Moscova și să strângă mâna lui tu crezi Putin. că Putin chiar așa e de hapsân, așa e de s-a urcat la cap statutul lui de mare vedet, încât el cere bani ca să-i strângă și la mână. <laughs> nu cere bani, Andrei, dar a fost o călătorie <laughs> și Guțul nu a plecat singur, a plecat cu o delegație întreagă. A fost după aia la Sochi, la festivalul tinerilor. Mai pe scurt, o călătorie foarte bogată. Uh, da, da, deci... cu un simplu efort observăm că în ultimele săptămâni deja vreo trei curse aeriene au plecat cu simpatizanți de ușor la Moscova. Da. la sărbători și întâlniri, la Moscova pentru că la Moscova e mai ușor să împarți un ban decât la Chișinău De asemenea, cred eu că această călătorie, chiar dacă nu s-a cheltuit niciun ban din bugetul oficial al Găgăuziei a avut un scop foarte precis ca la revenire presa din Rusia să răsucească pe față și pe, pe, dos. pe dos subiectul Găgăuziei și Așa cum am discutat cu Irina acum câteva minute despre uh, situația cu stânganistului, exact în aceeași manieră să tatoneze subiectul legat de uh. Sudul Moldovei și ce se întâmplă acolo. Vreau să... Andrei, eu încerc să adaug acest... El e aici. Asta El este? E buba asta de, Bubba, da, buba, da. de două ore. Da. da, nu știu de ce de două ori, la mine nu mi-l arată. Vrem să vă arătăm cum se discută acum -că despre găgăuzia scot, think, de rusească. în presa rusească. În preza în canalilor de propagandă. Uh -huh. e... Там рядом Приднестровье, куда уже, по-моему, прилетел недавно еще один беспилотник. Ну, это такой югославский сценарий. Да, югославский О сценарий. И там как раз в середине этого югославского сценария есть еще Гагаузия, которая преимущественно достаточно сильно пророссийская, которая в свое время, 30 лет назад, и я знаю лично людей, которые, так сказать, с оружием в руках, так сказать, сделали так, что у нее есть автономия. И вот теперь уже второй раз сейчас в Москве Башкан Гагаузии. Вот... На твой взгляд, это все э, некие, пока, ну, скажем так, передвижения фигур на доске, или там что-то идет к серьезному какому-то кризису? Ну, они рассматривают, безусловно, Молдавию как еще один плацдарм борьбы с Россией. Вот Украина, так сказать, есть, но что-то там не очень. А вот сейчас мы сделаем тут, Молдавии, и, соответственно, будем раздражать Россию с этого фланга. Но мы уже двигаемся к ним. Вот смотрите, тут вот Херсон, Одесса. И Приднестровье а, Петр вот Олег, раз, на всякий случай, чтобы да. не было непонимания. Да. Тут вот Херсон, он да. пока еще, точнее, он пока еще снова не да. наш Херсон. Вот, вот смотри, вот вот, вот Херсон, и да? Мы... А мы мы вот тут находимся. Нам да. тут вот буквально. Буквально? Да. Год считаешь? два, а, да? Год. Ставляка и снова не наш. И пебуниаше Пока снова не наш. Б, К, Кавар, -п -сулей Аста. Год два. Да. Я просто не не завтра даже не спрашивать. завтра Артемий нет. Год два. <крыл> да. Да. Я понял. А... Ну, только главное, чтобы за это время они в колбасну не вошли. Да. Вот. И э, все-таки вот про э, Гагаузию. Ну, давай так объективно скажем. У нас сейчас технических возможностей помочь каким-то образом там. Нет. Но этого мы с тобой не знаем. Это более осведомленные люди знают, как помочь Гагаузии. Это не наша компетенция, мне вот, кажется. Значит, значит, я правильно сегодня написал, что главное, что те люди, которые принимают значит, Евгению Гуцул на самом высоком уровне, что они, во-первых, ну как бы знают. И самое главное, что она готова идти до конца и что она приняла свое решение, что она определилась со своей стороной и что у нее вот, ну, как бы вектор один и понятный. Чтобы люди в Гагаузе, население гагаузское, чтобы оно, безусловно, поддерживающее это, потом не оказалось, ну, в какой-то... Бывало так в нашей истории, вот примерно так лет 10 назад была у нас ситуация. Ну, не просто. Я только, так сказать, радуюсь, что такие

но вообще смотрю на карту и успеть бы нам все наши задачи выполнить до тех пор, пока враг не начнется, вот как мы это и обсуждали, это сказать, с румыно-натовскими силами устраивать провокации в Приднестровье. Потому что, пока помочь даже Приднестровью с учетом какого количества там складов с вооружением и наших русских людей, пока нет таких возможностей. Ну, совершенно четко, что никакая колбасна со складами не достанется Украине, если она на это рассчитывает, Она не достанется и НАТО. Но это большая яма будет, если вы понимаете, о чем большая я. Большая яма, но вы понимаете, с учетом того, я что... Я все понимаю, я думаю, что э, те, кто контролирует сейчас эти склады, у них есть соответствующие инструкции. По поводу Гагаузи очень интересно, потому что это территория влияния не только России, это территория Турция. влияния Турции, да. совершенно да. верно. Да. И здесь турки могут сыграть тоже свою роль. Как роль медиатора, как роль сдерживающего фактора, так и роль э, фактора, который может убыстрить ситуацию, убыстрить развитие ситуации. Угу. К сожалению, для Молдавии для нее наступают ровно те же последствия, что и для Украины. Ответ: мы Болгарию и Румынию забираем, а вы подумайте о том, где это, вы там это, на это Северном это Кипре так сказать. Вас избрали депутатом, вы в принципе можете формулировать подобную да, ротацию. Это, это все хорошо, но вот. Ok, aici cum s-ar și de kicked in și pățănașii răzneslo. Uh, stai le, -ac. hai măcar lec de sumar și traducere, că sunt oameni care nu vorbesc limba rusă. Primul lucru, uh, în presa rusească se vorbește despre faptul că Moldova trebuie ajutată. Rusia vrea să ne ajute. Vrea să ne ajute, să eu n-am înțeles exact ce m-a nihățat, n-am pomoci. Nu, dar cel puțin să știi care e vrag? Știi cine e inimicul? Inimicul sunt românii natăvschi, românii și cei din NATO. Noi pur și simplu deam de vreo câțiva ani vedem cum Rusia ajută ucrainienii și ținem să menționăm că nu avem încă datele recensământului actual, dar recensământul din 2014 spune că în Republica Moldova sunt 9% Cetățeni care se identifică ruși. Și o țară teroristă care tatonează subiectul uh, uh, ajutorului pe care îl oferă rușilor acolo unde ei sunt discriminați, iar subiectul discriminării rușilor din Moldova este extrem de mult uh, mototolit în presa rusească și de asta Rusia vrea să vină să-i ajute. Deci, într-o țară în care mai puțin de 10% din populație se identifică drept populație etnică rusă, Rusia, care nu are nici măcar hotar comun cu țara noastră, da? a ocupat ilegal un teritoriu de 11% din toată, din toată suprafața noastră și se consideră în drept să ne propună sau să le propună ajutorul. Noi nici măcar n-am auzit. O solicitare de ajutor din partea etnicilor ruși. Pentru că în realitate în momentul ăsta, spiritele sunt încinse în găgăuzia. Autonomie care a fost creată nu pentru a proteja rușii. Autonomie care a fost creată pentru a proteja cultura, limba și identitatea găgăuză. La voi să adună pază în cap. Și este extrem de grav ce, ce se întâmplă și ce mesaje sunt transmise. Pe lângă asta, eu menționat, dacă n-ați înțeles, în Rusia, eu menționat că depozitul de muniții la Colbasna, Cobasna. Cobasna. Cobasna um, n-ar reveni nici, nici românilor, nici NATO. Da, zis, va fi o groapă mare. Na, nu, nici ucrainenilor, nici NATO, dar va deveni o groapă mare, dacă înțelegeți ce am eu în vedere. și un uh, analiz de acolo. Deci, e gata să-și asume că acel depozit să fie bombardat și acel depozit fiind bombardat poate să afecteze... E un fel de crasna knopca. Dacă, doamne ferește, vin ucrainenii peste ei sau NATO din altă parte, să fie apăsat butonul și să fie aruncat în aer tot depozitul celălalt de la Cobasna. Uh, noi nu vrem să încingem spiritele, dar ni se pare foarte important ca să fim conștienți cu toții de, în primul rând, războiul mediatic care se întâmplă acum în Moldova. Noi suntem într-un război mediatic. Populația noastră, care, pe de-o parte, vrea să fie cât mai departe de politică, pe mine nu mă interesează politică, eu nu mă, nu mă descurc în politică, toți politicienii sunt corupți, se autocondamnă prin a nu se informa la a fi manipulată prin asemenea reportaje care se transmit pe TikTok-uri care se transmit pe telegramuri. Și dacă omul nu este informat, iar lui în cale îi nimerește un asemenea material, ce face omul ăsta? Omul ăsta se duce acasă, stă de vorbă cu familia, cu prietenii, la telefon și vorbesc despre faptul că amușa amușa război. Că uite că guvernarea asta nu a făcut nimic în afară de război. Că recensământul este ca să ne numere pe urmă să ne trimite la război și pe urmă să ne iei proprietățile, și așa mai departe. Iar noi toamna asta avem un referendum pentru integrare europeană. Și în loc oamenii să se gândească la. Da, care sunt proiectele care se realizează, drumurile care se construiesc, școlile care se repară, oamenii se gândesc la frica de război. Iar, că, apropo de proiecte, Nata, eu asta te contrazic. Sunt proiecte. În Moldova sunt proiecte de Anver. Gură. Gură, exact. De Anver, Gură, Evgenii Iguțul, care în campania electorală a promis găgăuzilor un Orheiland și săptămâna aceasta simte săraca că din toate promisiunile pe care le-a făcut găgăuzilor, niciuna n-a rămas în da, picioare mai, și trebuie măcar mai ceva să livreze. vreze. Când nu vin, și rublele de pe mir tot, încă nu vin, trebuie de arătat o poză cu drona de pe locul unde o să fie Gagauz Land, prieteni, încă un loc minunat gratuit pentru toată lumea în care Ionel este. trate. Cum el o să reușească Ionela să trate și la Orhei Land și aici? Scând. Eu cred că el să repare și aeroportul, cum au promis de altfel. Comrat Orhei? Doamna Guțul ne anunță săptămâna aceasta că a început o nouă etapă a construcției Găgăuzia Land, că uite se, pun, se construiesc pereții din beton, că uite trătoarna e plit ca deja și că atenție, deschiderea acestui complex de distracții gratuite pentru oamenii din Găgăuzia va avea loc pe 1 iunie. Eu mă uit la acest teren, care scuzați, dar e cam o bucățică de paragină, mai hai să ne mai întoarcem o dată la teren. Stai, trebuie aici, da. Da. Mă uit la acest teren și vreau să vă întreb, poate eu sunt mai pesimistă. -o, vă pare real acum se termină luna aprilie și a rămas mai și iunie. Voi ați mai auzit vreodată undeva ca să se construiască parcuri de distracții securitare? Pe un teren atât de mare, și asta se întâmplă în două luni, într-o autonomie găgăuză care nu are bani, se plâng doar că nu au bani, nu au cum să le crească pensiile pen pensionarilor. Nu, da, la alt... Soloviov, văzut, zis Chișniov, o tăie din bugeti, o, o distribuit vreo patru feicuri acolo, o tăie din pensii, nu știu ce, și sunt bani pentru găuz lent? Uh, urmărim cu atenție promisiunea făcută, măcar una trebuie să rămână hmm. în picioare.